Emoții mari în gala Casa Iubirii din această săptămână. Laurențiu a fost propus la eliminare de fete, dar a fost salvat de Patrick, momente incendiare în gala emisiunii Casa Iubirii. Laurențiu a ajuns în pragul eliminării, iar Patrick a fost desemnat câștigătorul săptămânii. Andreea Mantea i-a propus un lucru inedit, să aleagă între cei 5.000 de lei și Laurențiu, iar în mod surprinzător, Patrick i-a mai acordat o șansă lui Laurențiu. Ce mesaj a postat Laurențiu după ce Patrick l-a salvat de la eliminare? A doua gală a celui de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii a fost plină de momente tensionate și emoționante pentru Laurențiu. Tânărul a fost pus în fața propunerii de eliminare. Stârnind ansietate și incertitudine în rândul participanților și telespectatorilor, Totuși, gazda emisiunii, Andreea Mantea, a pregătit o surpriză specială pentru el, acesta a putut fi salvat de Patrick, care a fost desemnat favoritul săptămânii, dar cu o singură condiție și anume să renunțe la cei 5.000 de lei. În mod neașteptat, Patrick a renunțat la bani în favoarea colegului său, fapt ce a stârnit aprecierea și emoția lui Laurențiu. Laurențiu a declarat că l-a urmărit pe Patrick și în sezonul trecut și a văzut ce caracter are, de aceea se aștepta să renunțe la bani pentru a-l salva de eliminare. Mulțumirea lui Laurențiu nu s-a oprit aici, și a postat și un mesaj pe contul său personal de Instagram. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și apreciez că sunteți alături de mine. Vă doresc tot binele din lume și Dumnezeu să vă binecuvânteze calea, a scris acesta în secțiunea Instastory. În semn de apreciere pentru colegul său, Laurențiu a postat o fotografie în care apare alături de Patrick. Fotografie ce a fost însoțită de mesajul alături de câștigătorul meu. Începe o nouă săptămână incendiară în Casa Iubirii. În ediția de astăzi, tinerii care au venit în Casa Iubirii să-și găsească jumătatea vor avea parte de tensiuni, aprige și neînțelegeri. Acestea apar de cele mai multe ori din cauza orgoliilor prea mari sau a geloziei. Telespectatorii vor putea afla în ediția de astăzi cum se vor termina conflictele dintre fete și băieți, dar și ce acuzații vor mai face. Rămâne de văzut cum va decurge noua ediție a emisiunii Casa Iubirii. Show-ul de la canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Poți urmări ediția de astăzi a emisiunii Casa Iubirii de la ora 10 și de la ora 16 și 30 de minute la canal de.